Bună seara și bun găsit la Puterea Cuvântului, sunt Oana Cătănoi, iar în această seară l-am alături de mine pe Mugurel Ștefan, candidat la Consiliul Local Craiova, dar și președinte de municipiu al Partidului ALDE. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Care a fost parcursul profesional al dumneavoastră de până acum și când și de ce ați intrat în viața politică? Eu sunt un craiovean 100%, m-am născut în Craiova, am studiat în Craiova, lucrez în Craiova de 18 ani, am lucrat în 3 companii multinaționale, în industria alimentară, industria telecomunicației și industria constructoare de mașini, unde lucrez în acest moment. Păreți foarte împlinit profesional, adică cred că ați ajuns în punctul în care vă doreați, de ce vă mai trebuia și politica? Am dorit să mă implic în politică pentru a îmbunătăți lucrurile în orașul nostru, considerând că ceea ce voi face acum va ajuta pe viitor dezvoltarea orașului în care o să trăiască copiii noștri, nepoții noștri și trebuie să facem tot ce putem, fiecare să facă tot ce depinde de el pentru a îmbunătăți lucrurile, nu neapărat să constate, să privească și să nu se implice în viața politică. Este singurul mod de a putea schimba în bine lucrurile. Nu mi-ați spus, deși v-am întrebat despre parcursul dumneavoastră politic, deși eu știu, am vorbit puțin înainte de emisiune, că abia acum, la vârsta aceasta, la 40 de ani, ați pășit în politică. Da. De ce ați ales ALDE? Cum ați ajuns președinte pe municipiu atât de repede și vicepreședinte pe județ? Cum să spun, eu reprezint un grup de 200-300 de oameni care nu au mai făcut politică și am dorit să intrăm într-un partid care se aseamănă cu principiile companiilor multinaționale ca mod de organizare. Am găsit la ALDE o filială condusă la fel ca în mediul privat de domnul Nistor Duval, un om cunoscut de afaceri de peste 20 de ani în Craiova, cu o firmă de succes și chiar și candidatul nostru, domnul Dan Păloiu, candidatul la primăria Craiova, este tot un om de afaceri, un mediu bazat pe transparență și pe obiectivitate și implicare, un mediu în care am putut să ne dezvoltăm, unde au venit mai mulți tineri și vrem să facem o altfel de politică, să fim un altfel de partid, o organizare diferită față de ceea ce este în acest moment în Craiova și chem alături de mine toți cei care doresc să se implice. Totul va fi transparent prin indicatori de performanță, prin evaluări pentru fiecare membru. Spuneați că ați venit cu 300 aproximativ, da. 300 de persoane care nu au mai fost în politică. Nu au mai fost în politică și ei vin din mediul privat, doresc să schimbe, doresc să nu mai fie indiferenți la ce se întâmplă și ei mă susțin. Și aici, în momentul acesta, ALDE s-a reorganizat, creștem, pe zi ce trece și consider că vom face surpriza alegerilor locale de anul acesta. Acesta este singurul motiv, dorința de a schimba lucrurile pentru care v-ați înscris în această competiție? Da. Și pentru a ști că eu fac tot ce depinde de mine și consider că fiecare cetățean poate să facă minimul ce depinde de el. În primul rând, un motiv ar fi votul în care fiecare cetățean este obligat să-și facă datoria prin a se duce la votare și restul, cine dorește să se implice mai mult din timpul său, poate să vină la partid și ce pot să vă spun este că la partid este o muncă destul de grea, nu este ceva ușor, am vrut să văd cum este într-un partid, că de afară toți comentează, toți spun că nu mai pe pile, pe relații, pe cunoștințe, însă se poate, dovada sunt eu, în 7 luni de zile am funcții de conducere, pentru că am muncit mult împreună cu echipa mea și se poate. Felicitări pentru ce ați făcut până acum, însă am o întrebare destul de delicată, deși sunteți nou în politică și iată nepătat prin urmare. Cât de importantă e loialitatea în cadrul partidului în raport cu valorile dumneavoastră personale? Da, deci dacă nu găseam aceleași, dacă valorile mele personale nu se aliniau cu
valorile partidului sau dacă ideile noastre, fiind un partid liberal, ideile nu noastre nu coincideau și nu, cum să spun, nu era un mediu în care ne spuneam opinia liberă, atunci nu mai alegeam acest partid, dar din contră suntem încurajați să venim cu idei, să le discutăm în birourile politice și, de exemplu, programul politic pentru Craiova s-a făcut împreună cu membrii. Avem câteva puncte în care dorim să îmbunătățim. Eu nu sunt adeptul schimbării, nu consider că tot timpul trebuie să schimbăm ceva, trebuie să păstrăm ce este bun și orașul Craiova s-a schimbat în bine în ultimii 10 ani, să fim realiști. E foarte frumos că ați spus asta, pentru că iată e întreagă mocirlă politică pe rețelele de socializare și chiar am observat acest punct bun la dumneavoastră, faptul că până acum nu ați intrat în niciun scandal. Da, de preferat dacă intrăm într-un conflict, să intrăm într-un conflict cu idei constructive pentru oameni, o dezbatere pur și politică, un conflict civilizat, dar nu mai construim ceva, adică în urma acelui conflict, nu de a câștiga fiecare, de a avea un interes și de a se așeza fiecare pe o anumită poziție benefică pentru partidul lui. Cetățeanul trebuie să aibă de câștigat din orice dezbatere și eu sunt de părere că în orașul Craiova trebuie chemați la masă specialiști, chiar dacă nu fac parte din partide, orice proiect, nu putem spune că un anumit om știe exact cum se va face, trebuie chemați, de exemplu, pe partea de construcții, pe partea de fluidizare trafic, specialiști, arhitecți. Adică cineva vine cu o idee și da. Cineva care da, se începe, este în domeniu, o dezvoltă, este fine da. Să fie așa. Partidele pot să vină cu idei sau consilierii, dar soluția trebuie să o dea, să iese în urma unei dezbateri pur tehnice pe acel respectiv domeniu. Apropo de probleme și soluții, una dintre cele mai discutate probleme ale orașului nostru sunt locurile de parcare. Iată, mamele se plâng că nu mai au pe unde să treacă cu copiii la plimbare, pentru că mașinile sunt parcate efectiv pe alee. Cei care locuiesc la bloc se plâng că nu au suficiente locuri de parcare, cei care locuiesc la casă și nu au amenajată parcare în curte, iar se plâng că le este furat locul de parcare și așa mai departe. Cum vedeți o soluționare? V-ați gândit la această problemă? Da, ne-am gândit la această problemă și am observat că mai multe partide au pus această problemă și pe noi ne bucură, pentru că dacă 3-4 partide vin cu aceeași problemă, înseamnă că mai mult ca sigur această problemă se va rezolva. Nu înseamnă că ne copiem ideile. Cum se va rezolva? Care ar fi una dintre soluții? Deci, una dintre soluții ar fi să dăm oamenilor câte un loc de parcare pe apartament. Care să fie plătit, așa da, ca să în fie capitală? Plătit, da, în 30 de euro pe an. Consider că ce am făcut noi un calcul, dar tot la fel... Sumă modică, da. Sumă modică, dar tot specialiștii vor lua soluția finală, însă ca și idee, ce am văzut ar fi asta cu un loc de parcare de apartament. Problema e că în ziua de astăzi sunt mai mult două mașini sau pe familie, da, și acolo se va discuta. Poate, nu știu, încurajarea folosirii mijloacelor alternative de transport, cum ar fi bicicleta, motocicleta sau cât mai ecologice, tăiem motocicleta, iată, trotineta electrică, autobuzul, tramvaiul. Da, problema e că s-a încercat cu asta, cu pistele, s-a încercat, dar orașul nostru nu permite, n-a fost construit în sensul ăsta, nu avem spații largi pentru... Mă bucur că sunteți sinceri. Da, pentru că trebuie să ne punem în mintea cetățenilor, să fim realiști și să găsim împreună soluții. Deci asta în niciun caz nu este o soluție acum, adică... Acum nu este, dar cu locurile de parcare, așa ne-am gândit, fiecare familie să aibă un loc de parcare. Acum plătesc 10 euro pe an pentru parcarea obligatorie și ar trebui un 30 de euro, o autofinanțare, de exemplu 100.000 de mașini înregistrate în Craiova, vine un 3 milioane de euro și cu 3 milioane de euro se poate autofinanța acest departament, să creeze tot felul de facilități, strict numai pe partea asta de parcare. Ce alte probleme mai există în orașul nostru care trebuie rezolvate urgent? Da, puncte de îmbunătățit ar fi crearea noi locuri de muncă în oraș,
pentru că zona asta, zona Olteniei, a rămas în urmă față de celelalte zone. Și suntem pe un loc fruntaș în ceea ce privește șomajul. Da, și noi ne-am gândit împreună cu candidatul nostru la primărie, domnul Dan Păloiu, la dezvoltarea orașului pe orizontală, dezvoltarea zonei metropolitane, implicarea în proiecte a celorlalte comune de lângă orașul Craiova, unde putem să creăm facilități, putem să creăm un mediu prielnic, un climat de dezvoltare pentru investitori, să le asigurăm tot felul de facilități pe care primăria poate să le ofere. Și poate să încurajați migrarea tinerilor, de ce nu chiar la sate, comune, așa cum se întâmplă în țările dezvoltate. Da, pentru că în ultimul timp comunele de lângă orașul Craiova s-au dezvoltat. Și foarte chiar mulți investitori. Mulți investitori și construiască acolo o casă. Da, mulți investitori și-au construit fabrici, de exemplu la Podari, companii multinaționale, la Ișanița. Pentru că, plus că primăria cum poate să încurajeze este cu extinderea transportului public, să preia oamenii din comune, din zona metropolitană, să ducă la locurile de muncă. Asta ar fi excelent, având în vedere că sunt copii care trebuie să meargă la școală și părinți care merg la serviciu și de multe ori îi lasă cu bone care nu au mașină personală și așa mai departe. Această problemă este pentru fluidizarea traficului, ne-am gândit ca transportul elevilor pentru clasa 1-4 să aibă un transport special garantat de primărie în condiții de siguranță pentru copii. Această soluție a mai fost dată și de alte partide și tot la fel sunt șanse mari să se realizeze. Este excelent și faptul că doriți să colaborați până la urmă și cu alte partide. Dacă sigur veți ajunge în Consiliul Local, la ce alte proiecte v-ați mai gândit? Unul din proiecte care îl consider foarte important este transparența banului public și digitalizarea, pentru că cetățeanul trebuie să conștientizeze că funcționarul public lucrează, prestează servicii pentru el și trebuie să simtă asta zi cu zi, că oamenii de acolo lucrează pentru el. Pentru asta ne-am gândit să aplicăm sistemul din companii multinaționale, un sistem bazat pe principii și pe proceduri, în care omul nu mai este foarte important, ci un sistem bine pus la punct, poate să meargă înainte, indiferent de culoarea politică a oamenilor din funcțiile de conducere. Adică, de exemplu, acum în campanie ne-am întâlnit cu mulți oameni, am vorbit cu ei și toți vin cu toți ne spun, odată la 4 ani veniți și vorbiți cu noi. Până acum, iar vin alegerile, iar ne băgați în seamă. Mult mai bine dacă cineva din când în când ar merge și ar întreba ce vă deranjează, ce dorințe aveți. Nu odată la 4 ani să se discute cu oamenii, pentru că s-au săturat de acest obicei. Și noi ne-am gândit la un sistem în care reprezentanții primăriei lunar să discute cu oamenii din zonă, de exemplu, se poate împărți orașul în 10-12 zone, în care lunar se va întâlni cu reprezentanții zonali, în care asociațiile trebuie să fie implicate și oamenii trebuie să primească un răspuns, chiar dacă este negativ, un răspuns argumentat, de ce nu s-a putut face acel lucru sau ce se poate face, trebuie ca oamenii să vadă o implicare din partea primăriei la problemele lor și sunt grămadă de probleme strig locale, probleme ale oamenilor care numai din teren poți să le afli, așa să zicem, dintr-un birou de primărie nu poți să afli problemele care se confruntă oamenii. Spuneați că ați vorbit cu oamenii, ceea ce înseamnă că în campanie ați mers până la urmă pe teren, ați comunicat direct cu oamenii. Cum s-a desfășurat până acum campania politică având în vedere contextul epidemiologic? Da. Iată, e o perioadă această campanie dificilă. a fost diferită față de celelalte campanii, un grup restrâns de oameni, păstrând măsurile de siguranță, am purtat măști, mănuși. Comunicarea se face destul de greu în momentul în care nu vezi expresiile faciale ale oamenilor, în momentul în care, poate nu poți să-i îmbrățișezi, să-i atingi, cum se întâmplă de multe ori în campaniile politice, pentru că, iată, când ne-am ferit de subiect, vedem zi de zi la televizor.
Da, activitatea a fost în mare parte în mediul online, toate partidele s-au focalizat pe asta, dar oamenii așteaptă tot timpul să vorbească cu reprezentanții primăriei, au grămadă de probleme și noi la asta ne-am gândit ca să începem o participare activă, solicităm și oamenilor să se implice în aceste, în acest sistem pe care dorim să-l implementăm, să vină, să își spună problemele. Și s-a încercat, primăria a încercat acest lucru prin mediul online, sugestii prin mediul online, mulți oameni au trimis. Da, dar iată, foarte oameni, dar... mulți oameni, în special cei în vârstă, nu au acces la internet. Nu au, dar și ceilalți care au trimis și așteptau un răspuns, primesc răspunsuri automate din softuri în care mulțumim pentru solicitare, a fost înregistrată. Mulțumim, s-a rezolvat, nu se poate. Nu, nu, răspunsul nu, spune că va fi analizat. Este tipic românesc, din păcate, și sper cumva ca acest partid să se țină de promisiune și să se termine cu aceste răspunsuri date așa de complezență. Da. Deci, prin acest sistem dorim să lucrăm efectiv, să formăm echipă cu cetățenii și împreună să se rezolve local fiecare punct, să zicem fiecare punct, punctele zonale, pentru că de exemplu, și ca și eu, datorie, și cetățenii au datorie față de primărie să-și achite toate îndatorările, taxele, impozitele și la asociații, pentru că altfel ești îndreptățit. Nu mi se pare normal să, de exemplu, cei care critică partidele politice sau le convine clasa politică și ei nu se duc la vot. Sau nu se duc la muncă, pentru că iată, avem foarte mulți asistați social. Cum priviți această problemă? Ce s-ar putea face? Tot la fel, din cauza lipsei locurilor de muncă se întâmplă acest fenomen, pentru că cine dorește să rămână, dorește să rămână pe o sumă modică pe care primește din partea statului, este că nu are altă variantă. Nu știu dacă neapărat, că pe de altă parte oamenii, cel puțin cei din mediul rural, se plâng că nu au oameni la muncă, pentru muncile agricole, spre exemplu. Da, majoritatea tinerilor au plecat. Adică mulți refuză să muncească. Da, acum asta... Munca nu este obligatorie, e facultativă, fiecare are nivelul lui de trai și pe cum și-l construiește. Da, dar iată că sunt și cetățenii dorește... care muncesc și se plâng că trebuie să-i întrețină până la urmă pe cei care refuză să muncească. Cei care refuză să muncească au posibilitatea să se angajeze la locurile de muncă scoase de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Acum... Da, spuneam de lipsa locurilor de muncă. Într-adevăr, este o problemă foarte mare în orașul, în județul nostru. Da. Tinerii aleg de multe ori să plece spre capitală sau în alte țări pentru a-și găsi un loc de muncă sau un loc de muncă mai bine plătit. Cum am putea soluționa această problemă? Ce s-ar putea face în Craiova? Astfel încât să rezolvăm, pentru că sunt foarte mulți absolvenții de facultate care nu își găsesc după absolvire un loc de muncă. Da, singura problemă este să ajutăm investitorii să vină. Se așteaptă finalizarea lucrării la drumul expres Craiova-Pitești, pentru că toți își pun speranța că din acel moment, după finalizare, o să vină mulți investitori. Locuri de muncă bine plătite, condiții pentru oameni, acesta este motivul pentru care ei pleacă, salariile sunt mici în Craiova, mediul privat, cum să spun, este exigent și cere mult din punct de vedere profesional de la oameni, dar nu răsplătesc pe aceeași măsură. Da, și se cere experiență, adică după ce termin facultatea trebuie să ai totodată și 10 ani de experiență. Nu te mutim, pentru că suntem încă tineri, spun eu, și am trecut și noi prin aceleași probleme. În ultimul timp, companiile se axează pe tineri fără experiență, pentru că acceptă un salariu mai mic. Mai mic, în ultimul timp. Iată, s-a schimbat. Tot nu este bine. Au cedat la partea cu experiența, pentru că nu au alte variante, dar după ce capătă o experiență în domeniul tehnic, să zicem, după 2-3 ani, se uită să se dezvolte profesional și în Craiova sunt puține companii care te pot ajuta să te dezvolți. Cel mai bun domeniu este domeniul IT, unde acolo poți să te dezvolți. Iată, zicem, dumneavoastră ați ajuns până la această vârstă să vă îndepliniți, zic eu, aproape toate obiectivele, acum urmează și cele politice. Care ar fi secretul? Ce îi îndemnați pe tineri să facă?
Pe tinerii îndemn să încerce să vadă cum este într-un partid, ce înseamnă un partid, să nu mai asculte de părerile oamenilor în vârstă care le explicau. Cu alte cuvinte, nu toată politica este murdară, există și părți frumoase și părți care pot schimba lucrurile, da, într-adevăr, da, în țara asta. Da, asta dovada sunt eu, pentru că am intrat în politică de 6 luni, am venit cu oameni, mi s-a oferit un mediu în care oameni care nu au făcut politică și lucrează în mediul privat. Și se poate, dar implică un efort, un timp liber cedat pentru această cauză, în care trebuie să schimbăm, dacă dorim, să știm că am făcut tot ce putem. Pentru că la un moment dat se poate, să zicem, observa că da, nu, chiar nu se poate schimba nimic, dar nu putem să punem rău înainte, să încercăm și eu cred că se poate schimba, dar ai nevoie de oameni noi care să vină și să vină cu idei, cu elan, cu inițiativă. Da. Într-adevăr, de asta avem nevoie în acest oraș și mai avem nevoie de ceva și vreau să-mi ziceți dacă există totuși o soluție reală sau nu cu privire la spațiile verzi, la înmulțirea lor, la înfrumusețarea lor. Pentru că, iată, noi, locuind într-o zonă de câmpie, nu avem prea multe atracții turistice în zonă. În momentul în care vrem să plecăm în weekend, distanța este prea lungă, timpul prea puțin și atunci cumva trebuie să ne recreăm la noi în oraș sau pe lângă. Ce s-ar putea face? Da, în orașul nu mai pentru este loc. Pentru că trebuie să ne și relaxăm. Da, singura variantă este dezvoltarea zonei metropolitane și pregătirea în acea zonă proiectelor pentru spații verzi, să zicem, pentru relaxarea oamenilor să fie în afara orașului, pentru că orașul Craiova este sufocat de construcții. Deci aici nu se mai poate. Consider că nu, unde au mai fost spații verzi, unde au mai fost parcuri, s-au retrocedat terenurile. De exemplu, Parcul Cornițoiu, 10 ani a durat până l-au făcut. Eu am locuit în Craiovița 30 de ani și după care s-au retrocedat și trebuie să ne focalizăm pe teritoriul de lângă oraș, în zona metropolitană, să ne gândim la locuri de joacă pentru copii. O idee care a venit din partea membrilor a fost ca terenurile de fotbal din incinta școlilor să fie amenajate în weekend pentru copii, locuri de joacă, adică pro duminică, pur și simplu n-au unde să ducă copiii să joace. Și poate fi o soluție. Asta, tot la fel, în urma unor discuții cu oamenii. Și iată, în această perioadă am resimțit cu atât mai mult lipsa acestor spații de recreere, pentru că locurile de joacă au fost închise, era nevoie de parcuri mai multe în care copiii să se plimbe, să respire aer curat. Da. Mă bucur că veniți cu soluții reale. Pe de altă parte, și ce alte partide au venit cu acest gen de soluții? Da, și eu mă bucur, de deci asta vreau să subliniez dacă vin ceilalți cu, zicem, aceleași proiecte și care sunt bune pentru cetățeni, cu atât mai bine pentru ei, pentru că adică sunt cresc șansele de a se implementa. Priviți totul ca pe o colaborare, poate da. Chiar o prietenie cu sigur, celelalte partide? Scopul trebuie să fie la fel pentru toate partidele, ca cetățeanul să simtă că oamenii lucrează pentru ei. Totuși, că ei sunt plătiți din banii oamenilor. Și ăsta este scopul. Totuși, ce vă diferențiază de celelalte partide? Cum îi convingeți pe cetățenii Craiovei să vă voteze? Prin a-i ruga să citească programul nostru sau pe media să ia cunoștință de proiectele noastre din program. Unde pot citi programul? Bănuiesc că l-aveți undeva da. Online. Avem online pe paginile noastre de socializare și în program sunt proiectele descrise în detaliu. Sunt proiecte realizabile, nu am venit cu tot felul de promisiuni fantastice. Da, fantastice. Dar e nevoie de ajutorul lor pentru să conștientizeze că fiecare vot și fiecare om contează, pentru că de exemplu, Consiliul Local. În Consiliul Local sunt 27 de consilieri și cu cât este mai diversificat Consiliul, adică după alegeri eu consider că vor fi, să zicem, 6-7 partide care vor avea reprezentanți în Consiliu, e cu atât mai bine pentru cetățeni, pentru că fiecare proiect propus în program trebuie, o parte din program trebuie realizat având reprezentanți în Consiliu. Adică, pentru că până la urmă
poate e șansa ca aceste proiecte să fie rupte de interesele politice și să fie, într-adevăr, în slujba cetățeanului. Da, în slujba cetățeanului, dar fiind, cum să spun, fiind Consiliul Local în mai multe culori, proiectele din interiorul partidelor au șanse mari să realizeze. De exemplu, dacă ar câștiga un partid majoritatea, peste, să zicem, 15 consilieri un partid, celelalte proiecte care oamenii și-au pus speranța că se vor realiza prin implicare într-un anumit partid, vor trase pe dreapta. Deci să aprecieze opțiunea de a vota Consiliul Local, pentru că e foarte important Consiliul Local, primarul nu poate să facă mare lucru dacă nu are sprijinul Consiliului Local. Și Consiliul Local are o putere. Cum se poate îmbunătăți relația dintre cetățeni și Consiliul Local? Pentru că nu, foarte puțini sunt cei care capătă curaj și inițiativă să vină să vorbească cu consilierii despre ceea ce îi macină, despre problemele din orașul nostru. Da, cum am spus la începutul emisiunii, dorim să venim noi în întâmpinarea cetățenilor prin ședințe lunare, prin amenajarea unor săli, să zicem, în cartierul Craiovița. Se va amenaja o sală în care lunar reprezentanții zonale împreună cu asociațiile să vină să prezinte sugestiile lor care trebuie analizate și următoarea ședință lunară să prezinte soluția sau argumentele pentru care nu se pot face anumite cerințe. Să venim noi în întâmpinarea lor și împreună să colaborăm, să fie implicați. Ce am observat este că persoanele în vârstă sunt implicate. De exemplu, ne-am întâlnit în oraș cu Asociația Pensionarilor Civili Mihai Viteazu, care ei încearcă să construiască o asociație, dar trebuie să plătească pentru întâlnirile lor lunare, se duc și plătesc o chirie la un restaurant, n-au unde să întâlnească. Ne-au spus primăria dacă poate să ne ofere o sală, unde putem să discutăm, să venim cu idei. Iată că am vorbit la mijlocul emisiunii undeva despre tineri, despre crearea unor locuri de muncă pentru ei, despre faptul că ar trebui să aibă mai multă inițiativă. Dar ce facem cu vârstnicii? Pentru că și aici sunt o mulțime de probleme. Da, azilele sunt neîncăpătoare, trebuie să meargă la cele private unde pensia nu le ajunge sau urmașilor nu își permit să plătească. Da. Noi ne-am gândit să mai construiască un centru pentru persoane vârstnice în zona metropolitană, la fel un centru cu un spațiu larg, un spațiu verde ca un parculeț, o clădire mare în care pentru că să nu poate trebuie să fie instituționalizat și efectiv să se simtă ca acasă și sănătatea lor psihică e la fel de importantă ca cea fizică. Și pentru locurile de muncă ne-am gândit în programul nostru politic al de Craiova. S-a prins un proiect, Bursa Locurilor de Muncă, în care primăria trebuie să colecteze, să discute cu angajatorii locali din mediul privat, de la stat, și să formeze un centru pentru toate locurile de muncă din oraș, în funcție de, să zicem, de pregătirea profesională a fiecăruia. Până acum era organizat un târg de joburi de AJUFM, dar eu vă spun în calitate de simplu cetățean, observator, că într-adevăr nu am avut nevoie neapărat să merg la acest târg de joburi, dar am urmărit de fiecare dată joburile propuse și nu erau, de multe ori nu erau pentru absolvenții de studii superioare, erau și foarte puține, erau majoritatea în afara țării. Credeți că prin această bursă a locurilor de muncă, prin această clădire nou construită și prin angajarea unor persoane competente s-ar rezolva măcar o parte din lipsa locurilor de muncă? Da, ar fi un pas, pe care primăria poate să ofere decât un climat și să ajute pentru dezvoltare. Primăria nu poate să ofere locuri de muncă. Să-i consilieze pe tineri. Să consilieze. În acest sens, primăria mai dorește să ajute și companiile să ofere un transport, să ofere o subvenție la transportul public pentru anumiți angajatori, în funcție de numărul de angajați, să ajute cu ce poate, să ofere facilități, să aibă drumuri asfaltate până în zona unde vor construi o fabrică, pentru că o firmă, dacă, de exemplu, angajează 500 de oameni, vin banii din taxe, vin către primărie și primăria trebuie să le întoarcă serviciile.
Pentru că așa ne-am gândit și pentru oraș. De exemplu, putem împărți orașul în 10 zone în care oamenii dintr-o anumită zonă care și-au plătit taxele și impozite, un minim de investiție în zonă trebuie asigurat pentru banii care li s-a întors din zona aia. Adică poți să primești taxe și impozite în tot orașul, dar tu dezvolți decât centru sau dezvolți să rămân zone cum sunt în Catargiu și Bariera Vâlcii, zone nedezvoltate. Și în care oamenii s-au construit și foarte multe și instituții private, într-adevăr, dar s-au construit și în acea oamenii zonă. Oamenii din acea zonă și-au plătit dările, dar către ei nu s-a întors nicio facilitate din partea primăriei și normal ar fi să fie totul zonal defalcat, pentru că divizând și rezolvând problemele pe bucăți mai mici, pe total o să... Și iată, ajungem la o problemă pe care n-am atins-o în cadrul emisiunii, deși ne apropiem de final, și anume drumurile neasfaltate, canalizările care nu fac față în momentul în care încep ploile. De ce nu v-am mai întrebat? Pentru că toate partidele încep să vorbească despre aceasta. Da, vom asfalta, vom face și într-adevăr se asfaltează foarte mult înainte de alegeri, așa cum se întâmplă din 4 în 4 ani, la fel cum spuneați că se plâng și cetățenii Craiovei cu care ați vorbit în campanie. Da. Ce facem cu acele cartiere care, iată, au rămas cumva ca nevul mediu? De exemplu, la ultima acțiune în Izvorul Rece s-au plâns de această problemă, s-au asfaltat în pragul unei campanii, dar nerespectând procedurile. Și adică, bănuiesc că din nou strada sunt străzi trecute asfaltate la primărie și ele sunt neasfaltate pe teren. Multe probleme au fost semnalate de acest gen. Pentru că nu e ca și procedura răspunsurilor, este că prima dată trebuie canalizare, apă, după care asfaltare, dar în pragul campaniei se grăbesc să asfalteze fără să mai facă să țină cont de aceste etape. Da, după care se sparge asfaltul. Deci trebuie făcute cu cap, trebuie respectată procedura și, de exemplu, planul urbanistic general trebuie făcut pentru oraș. Pentru că în momentul ăsta nu este actualizat. E foarte important, pentru că, iată, odată cu ultimele ploi am văzut că în bariera Vâlcii, la pod, s-a format o adevărată cascadă. Adică, la un moment dat, trebuia să ocolești tot orașul prin lăpuși pentru a ajunge în centru, undeva, dacă veneai din acea zonă. Eu cred că acolo s-a încercat rezolvarea. Sunt probleme tehnice, trebuie specialiștii, exact, nu pot să mă pronunț, pentru că nu cred că e la voință, se știe de problema de mult timp, de problema de acolo și nu se găsește o soluție tehnică, consider. Și nu e că n-ar vrea cineva. Eu nu cred că dacă ar veni alt partid să spună că rezolvi imediat, sau cum e cu groapa de gunoi la Mufren, care toată lumea se plânge. Iată, iar o problemă, de bine că ați atins-o, toată lumea se plânge, deja mirosul a ajuns până în centru, cu toate că trebuie să spunem pentru cei care ne urmăresc din alte orașe, acest parc al tineretului este undeva la periferie, iar mirosul ajunge chiar până în centrul orașului. Da, acolo de la groapa de gunoi. Este o problemă tehnică, nerespectarea procedurilor tehnice, normal, la instituțiune. Adică soluția, de fapt, nu este mutarea ei, ci respectarea anumitor proceduri. Da, nu se respectă procedurile, autoritățile fac control, dau amenzi, ei preferă să plătească amenzile și în continuare să nu respecte procedura, pentru că în alte țări, de exemplu, când vine gunoiul, se acoperă cu un strat de pământ. În momentul când se acoperă cu un strat de pământ, nu mai este miros. Însă și de ce nu respectă procedura? Nu este mult mai costisitoare. Nu, este mult mai costisitor să faci zilnic sau, plecem la 3 zile, cum să faci zilnic cu această operație care costă. Și mai bine ești mutilat olfactiv. Da, și ei au un contract pe încă 30 de ani, nu se pasă, sau 20. Dână în 2040 au contract. Ei știu că contractul e bătut în cuie și nu poți să plece de acolo. S-au culcat așa pe ureche, dar dacă veți ajunge în administrația locală, veți pune și această problemă pe masă și veți găsi o soluție? Deci această problemă, eu din câte știu, s-a pus, se încearcă rezolvarea ei, dar este cam imposibil fiind semnat un contract foarte bine făcut. Adică nu pot fi obligați legal să facă, să urmeze acele prevederi? Prin amenzi, le primesc. Amenzi. Le primesc, dar dacă fac un bilanț, dar probabil încasările sunt mai mari decât amenzile. Da, asta din ce cunosc eu.
Da, eu sper că totuși se va rezolva. Mă bucur, repet, din nou de sinceritatea și transparența dumneavoastră, pentru că toți ceilalți promit că dacă vor ajunge acolo, această problemă va fi rezolvată. Ce alte probleme au mai semnalat cetățenii în momentul în care au vorbit? Pentru că, iată, era cât pe aici să sărim peste acestea care sunt destul de importante. Da, altă problemă semnalată de oameni care se implică și care avem un la Alde Craiova, 200 de tineri care vin la acțiuni și se implică și o muncă voluntară și sunt de apreciat pentru că din timpul lor ei fac asta pentru a încerca să schimbe ceva, să îmbunătățească, ar fi iluminatul trecerilor de pietoni, iluminatul stradal în zona trecerilor de pietoni, mai ales pe principale bulevarde. Au fost foarte multe accidente, oamenii care și-au pierdut viața, să zicem în ultimul an, din câte știu eu, numai 6 accidente, pentru că nu avem iluminat adecvat în oraș. De exemplu, în alte orașe, la Cluj, s-a instalat tehnologie în LED pentru iluminatul trecerii de pietoni, în care se poate observa din depărtare. Care este motivul? Sunt atât de costisitoare încât nu ne permitem nu sunt așa ceva sau e lipsă de inițiativă? Ce vreau să vă mai spun este că bugetul municipiului este de 122 de milioane de euro anual și gestionarea lui consider că poate fi făcută mai eficient și transparent, în care oamenii să poată accesa informația de pe site ca și cheltuieli, să zicem, venituri și cheltuieli, și unde pot observa, să zicem, licitațiile, ofertele, avizele de lucrări, cât ar costa iluminatul tehnologiei de trecerilor de pietoni, să zicem. Poate fi totul făcut transparent și ei să aprecieze după 4 ani de mandat cum și-au gestionat banii și pe mâna cui merg peste următorii 4 ani. Eu sper că veți avea succes în această campanie. Îmi place modul în care ați abordat lucrurile. Cum îi convingeți, vă pun din nou această întrebare, pe cetățeni să vă voteze? Pentru că, iată, după cum spuneați, proiectele în general ale partidelor, multe din ele sunt comune și promisiunile sunt cam aceleași. Da. Iar oamenii au fost, de-a lungul timpului, destul de dezamăgiți de politică. Dezamăgiți, ce vreau să spun este că poți să spui că ești dezamăgit dacă ai făcut primii dacă pași. Dacă nu ești implicat, nu? Da. Deci ce îndemn este să vină la sediul ALDE, să ne întâlnim, să avem discuții, să participe la ședințele noastre, să vadă un alt mod de lucru, un mod de lucru bazat pe principiile mediului privat. Noi suntem în sediu împreună cu domnul președinte Nistor Duval, oameni din mediul privat, și să vadă că se poate și altfel și după care pot să spună o părere cum e într-un partid. Adică se poate și altfel și implicarea lor generează la idei de dezvoltare și noi încercăm să intrăm în Consiliul Local, să luptăm pentru aceste proiecte, oamenii și-au pus baza în ele și consilierii noștri locali vor fi trași de ureche dacă nu luptă pentru implementarea acestor proiecte. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și poate ne mai întâlnim până se termină această campanie politică. Dacă nu, vă doresc mult succes și să schimbați într-adevăr lucrurile în acest oraș. Mulțumesc, asta depinde numai de cetățeni, să ne acorde sprijinul lor și mulțumesc cu atât. În primul rând, așa cum am spus de fiecare dată, mergeți la vot, pentru că numai la noi stă puterea de a schimba lucrurile. L-am avut alături de noi pe Mugureș Ștefan, candidat la Consiliul Local Craiova din partea ALDE, dar și președinte pe municipiu al partidului. Sunt Oana Cătănoiu și vă doresc o zi cât mai plăcută.